pe Golden Beach. Acum, pentru că a venit antimarea, nu e apă, a fugit apă. Și ăștia cu pânzele lor spurtă. Da, ce se joacă? Mâna pe carte n-ar fi pus și... Da, și mă îndrept spre ceea ce vezi din față, sunt blocuri de ciment ce formau un port artificial. Cred că s-a produs debarcarea, a fost nevoie de multă logistică în spate, nu numai 20-30 de mii de soldați. De două zile am plecat de la țărm, s-a ating și o apă mare. Mă duc spre arcul, atât de la se îndepărtează. Bă, hai, ești un tăiat. Mă rog, asta e plaja. De satul să mai bei. Cred că dau cu puțin de zoom. Nu mai trebuie să mă zoom. Nu. O să nu sunt ăsta. Suntem și uite încolo. Vezi cât am mers în două zile? Acolo de la țărm până aici. Greu, bă, băiatule, greu. Abar n-ai tu. Gata că zici. Bine, foarte nervant. Normal că cu șapcă și ochelea, cu soarele astea ce-ai fi vrut? Uite-te la el, pretenții, nu? Unde te crezi, mă? Vino tu să vezi cum e. Chinuie-te tu. Dacă vrei și poți și înduri. Da? Poți îndura măria ta. Ah. Urmează două nopți în Caen. La un hotel. Și apoi destinația. Yeah.
și să zic ce vrei să faci. La un moment dat se oprește mintea, creierul, nu mai gândești. Am vrut să pun și asta pe filmare.